Salutare dragilor și bine ați venit la Mate cu Alfa! În clipul de astăzi, Zian și Alfa vin cu sfaturi utile pentru perioada anterioară examenului de evaluare națională, din timpul examenului și din perioada imediat următoare. Vom prezenta în continuare trei lecții de viață ale elevilor din clasa 8 -a. Ana este o elevă conștiincioasă. A fost mereu atentă în timpul orelor de matematică și a efectuat responsabil temele și a realizat un frumos portofoliu cu toate formulele și teoremele studiate. Ea a rezolvat deja un număr considerabil de teste. Pe de altă parte, lui Vlad nu îi prea place matematica. Este neatent la ore și ar face orice altceva decât să lucreze exerciții sau probleme. Amână continuu pregătirea pentru examen, gândindu-se că este timp suficient. În plus, se consideră un tip norocos. Ar putea obține nota 7 doar intuind răspunsurile corecte la primele două subiecte. Care dintre cei doi crezi că este mai aproape de stilul tău? La simulare, ei abordează diferit testul primit. În timp ce Vlad încercuiește la întâmplare variantele de răspuns la primele două subiecte și nu scrie nimic la cel de-al treilea subiect, Ana rezolvă toate subiectele, fiind foarte atentă la redactări. Din nefericire, Vlad nu a fost tocmai norocos de data aceasta și a obținut nota 2,50, în timp ce Ana a luat 9 20. Evident, atât Vlad cât și Ana se vor pregăti mult mai bine pentru examen. Vlad și-a învățat lecția și se va apuca serios de învățat. Ideal ar fi să urmezi exemplul Anei, dacă ești deja în clasa 8 -a, organizarea este cheia succesului la examen. Făți un program de studiu și respectă-l. Fii mereu atent la explicațiile profesorului și nu ezita să întrebi atunci când nu înțelegi un exercițiu sau o problemă. Să știi cum să studiezi în mod inteligent este o abilitate care te va ajuta pe tot parcursul vieții. În descriere ți-am pregătit link către un material în care vei învăța să înveți. Un memorator sau un portofoliu în care s-ai structurate frumos toate formulele și teoremele studiate în clasele 5-8 este de asemenea util. Ar fi bine să-l răsfăiești în fiecare seară înainte de culcare. Hai că am învățat câte ceva din experiențele trăite de Ana și Vlad, care, evident, au stiluri diametral opuse. Tu poți fi undeva la mijloc, probabil că ai obținut la simulare 6-50 an sau 7,80 ca Ioana. Dar a fost puțin dezamăgit de nota obținută. Știe că poate mai mult și este hotărât să obțină o notă mai mare la examen. Nu renunță până când nu înțelege foarte bine toate subiectele pe care nu le-a știut la simulare. Observă că a greșit și câteva grile, motiv pentru care fixează mai bine teoria, formulele și teoremele. Ioana și-ar fi dorit o notă mai mare, dar consideră că nici aceasta nu este tocmai rea nu este interesată să vadă cum s-ar fi rezolvat subiectele la care nu s-a descurcat și continuă să învețe în același ritm. La examen, Dan obține 9 și 10, în timp ce Ioana obține 8, 20. Așa cum îi spune și numele, simularea examenului are rolul de a crea condițiile în care se vor desfășura examenele naționale. Elevii se vor familiariza cu acea atmosferă, vor respecta aceleași reguli și vor învăța să-și stăpânească emoțiile. Este importantă interpretarea rezultatului obținut, astfel încât nota ta la examen să fie mai mare. Urmând exemplul lui Dan, vei clarifica ce nu ai știut la simulare și vei învăța mai bine teoria. Va fi necesar să-ți planifici o recapitulare finală, calculând timpul rămas. Ai grijă să parcurgi toate conținuturile. Voi atașa în descriere link utile pentru recapitulare. Nu neglija testele de antrenament. Sunt mari șanse ca la examen să-ți pice ceva asemănător. Mara și Flavia au aceeași medie la matematică și mereu au obținut cam aceleași note, mai puțin la examen, unde Mara a luat 8,50 și Flavia 9,90. De unde e această diferență? Mara, cu o seară înainte de examen, a lucrat până târziu, lăsând mult prea puține ore de somn. Dimineața s-a trezit târziu și a ajuns la limită la examen. A pierdut foarte mult timp căutând soluția unei probleme și a intrat în panică, văzând că nu-i mai ajunge timpul pentru a aborda toate celelalte subiecte. Pe de altă parte, Flavia s-a odihnit suficient, și atunci când nu a găsit soluția unei probleme, a continuat testul urmând să revină în timpul rămas la acel subiect. Înțelegem care este motivul pentru care cele două fete, aparent la fel de bine pregătite, au obținut note diferite. La examen trebuie să te prezinți odihnit pentru a te putea concentra. pregătește din timp obiectele de care ai nevoie, un act de identitate, două-trei pixuri cu pasta albastră care se scrie în aceeași nuanță, Craion, radieră, riglă, echier, raportor, șervețele și apă. După ce primești foaia de examen, citește cu atenție subiectele. Este important să știi să-ți gestionezi cum trebuie timpul. În medie, la prima parte, ar trebui să aloci cam 10 minute. La partea a doua, 40 de minute și la partea a treia, 60 de minute. În felul acesta îți rămân 10 minute pentru verificare. Abordează toate subiectele. Este esențial să scrii la toate subiectele câte ceva. Nu te baza doar pe grilă. Amintește-ți de Vlad cel norocos care la examen nu a mai fost așa norocos. Orice este corect și relevant pentru rezolvarea subiectului respectiv se punctează: o formulă, o teoremă sau un rezultat obținut prin încercări. Este bine să-i dai ocazia profesorului evaluator să-ți ofere puncte chiar dacă rezolvarea ta este incompletă sau parțial corectă. De asemenea, nu sări peste etape atunci când redactezi o rezolvare dacă vrei să obții punctaj maxim. Rezolvă pe ciornă și apoi transcrie pe foaia de examen. Ideal este să nu prea greșești după ce transcrii, dar dacă totuși se întâmplă, taie cu o linie orizontală. Atenție! Ciornele nu se iau în considerare! După ce ai ieșit din examen, notează imediat tot ce îți amintești că ai scris, înainte de a discuta cu colegii. Păstrează foaia pe care ai notat. Te va ajuta foarte mult dacă va fi cazul unei contestații. Verifică baremul de notare și încearcă să îți evaluezi corect lucrarea. Astfel, vei ști dacă apar greșeli de notare și dacă este necesar să depui o eventuală contestație. Atenție! În urma contestației, notata ta poate deveni mai mare sau mai mică. Este foarte important să fii sigur pe ce ai scris. E bine să discuți întâi cu profesorul de matematică. Felicitări! Ai muncit mult și datorită acestui lucru ai intrat acolo unde ai visat, la liceul și profilul dorit. Familia, prietenii, profesorii și toți cunoscuții sunt mândri de tine. Ți-ai demonstrat ție și le-ai demonstrat celor din jur că poți realiza orice în viață. Și pentru tine, cel care nu a intrat acolo unde ți doreai, am niște felicitări speciale. Știu că pare a fi cea mai grea perioada a vieții tale, când nu se putea ceva mai rău de atât. Poate simți că totul s-a terminat, dar am o veste grozavă pentru tine. De fapt, acesta este doar începutul călătoriei tale. Te felicit că ai parte de cea mai importantă lecție de viață. Experții în arte marțiale învață să cadă ca apoi să facă din luptă o artă. Albert Einstein spunea că eșecul este succesul în progres. Oare avea dreptate? Păi, aproape toți oamenii de succes au eșuat. Steve Jobs, Henry Ford, J.K. Rowling și mulți alții. Nu este nimic încă pierdut. Important este să învezi din greșeli și sigur vei face acest lucru. Gândește-te că vei avea posibilitatea unui transfer, deci încă poți fi în clasa în care îți doreai. Sau poate, după ce îți vei cunoaște noi colegi și vei crea o bună impresie profesorilor, la începutul clasei a noua, vei ajunge la concluzia că e mult mai bine în noua clasă. Gândește-te că unul dintre noi tăi colegi îți poate deveni un partener de afaceri. Puteți deschide împreună un servis auto, un salon de înfrumusețare sau un atelier de tâmplărie. Evident, toate aceste oportunități le au de asemenea cei care au obținut note mari la examen și chiar multe altele în plus. Felicitări și mult succes la liceu tuturor! Să aveți o vacanță încărcată de momente magice!